Bună ziua și în primul rând vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră de a ne acorda acest interviu. Vreau să încep prin a vă întreba direct. Cât de diferită este acum muzica populară față de anii precedenți dinainte de Revoluție? Muzica populară este muzică populară. Diferența o face faptul că la modul interpretativ, interpreții, în general, artiștii, trebuie să țină seama de modificările din punct de vedere compozistic, din punct de vedere al noutăților care apar și care interferează cu stilul folcloric. Sunt ușor modificate la toate nivelele datorită faptului că oamenii ei înșiși evoluează. Și cum putem face ca să nu ne uităm tradiția, tinerii să nu uite? Ce ar trebui să facem? Ce ar trebui să facă cântăreții, în primul rând? Tradiția nu cred că se va uita. Noi cu toții, cei care interpretăm și cei care am îmbrățișat această formă artistică de exprimare prin cântec, încercăm să fim aproape de sufletele oamenilor. Iar oamenii cel mai ușor se regăsesc în ceea ce îi definește pe ei. Deci românii, în general, întotdeauna vor simți românește. Dacă mass media insistă mai mult pe tradițiile folclorice, noi cei care transmitem prin cântec ținem seama de aceste exprimări culturale, eu cred că se menține într-un mod constant, chiar dacă societatea evoluează. Dumneavoastră, ca artist, v-ați schimbat cumva stilul de a cânta pe parcursul acestor ani de carieră? Ați fost cumva influențat de ceva anume? Da, în permanență trebuie să adoptăm stilul prezentului. În permanență trebuie să ținem seama de evoluția, de modul în care percep oamenii muzica. Se întâmplă modificări aproape zilnic. În permanență apare câte o melodie nouă sau o melodie tradițională modificată, interpretativ, sau adus ceva nou în ea. Este absolut necesar să fim în pas cu toate schimbările, iar apoi diferența o fac în primul rând ascultătorii. Dacă noi știm să le transmitem ceea ce trebuie ca ei să simtă, atunci diferențele le pot face foarte ușor, prin comparație. Și ca să ajungeți cum sunteți la ora actuală în cariera noastră de artist, de ce ați avut nevoie anume? Nu știu, norocul, talentul, care cum a contribuit? Pentru mine personal a însemnat foarte multă muncă. Și părerea mea ar fi că nu putem să confundăm munca cu distracția. Deci dacă îți folosești vocația, dacă îmbini utilul cu plăcutul, dacă ceea ce faci, faci cu pasiune, atunci vei găsi și calea către succes sau calea către ceea ce ai dorit să îmbrățișezi și este relativ ușor, doar că nu se poate fără să muncești zi de zi, minut cu minut. Asta aveți un stil etno, ați spus. De ce ați adoptat stilul ăsta și ce înseamnă el mai exact? În condițiile evoluției din punct de vedere social și din punct de vedere mie îmi permite foarte ușor să îmbin stilul vechi sau tradițional folclor cu stilul modern. Deci am căutat, este vorba de firea mea, par în realitate destul de calm, dar sunt, nu știu dacă pot să definesc așa,
mai bine să spun alții despre mine, dar cred că sunt un caracter destul de carismatic și mă adaptez ușor schimbărilor. Ușor în așa fel încât să nu deranjez. După tine, mândru și mi-e bine. Tu ești tot ce am mai drag pe lume. Viața parte viață, la tine pe brață. Și vorbele tale au dulceață. Eu mor după tine, mândru și mi-e bine. Tu ești tot ce am mai drag pe lume. Viața parte viață, la tine pe brață. Și vorbele tale au dulceață. Mi-am găsit perechea, te iubesc. Am pentru ce să trăiesc. Viața vreau să o împart cu tine, și cu rele și cu bune. Mândruț-o vreau, cu tine să stau. Eu pe nimeni nici când nu te dau. Te iubi mereu, că ești cum vreau eu. Suflet bun pe sufletelul meu. Vreau, mândruț-o vreau, cu tine să stau. Eu pe nimeni nici când nu te dau. Te iubi mereu, că ești cum vreau eu. Suflet bun pe sufletelul meu. Mi-am găsit perechea, te iubesc. Am pentru ce să trăiesc. Viața vreau să o împart cu tine, și cu rele și cu bune. Să-i spun mulțam, acum că te am. Eu iubesc cum nici nu mă gândeam. Dragoste nebună, noi doi împreună. Parcă am toată lumea pe mână. Cui să-i spun mulțam, acum că te am. Eu iubesc cum nici nu mă gândeam. Dragoste nebună, noi doi împreună. Parcă am toată lumea pe mână. Mi-am găsit perechea, te iubesc. Am pentru ce să trăiesc. Viața vreau să o împart cu tine, și cu rele și cu bune. Mândru, draga mea, să-ți mai spun ceva. Fac orice să-ți câștig inima. Și de-acu' înainte să avem zile mulce. Sunt al tău și vreau ca să țin mince. Mândru, draga mea, să-ți mai spun ceva. Fac orice să-ți câștig inima. Și de-acu' înainte să avem zile mulce. Sunt al tău și vreau ca să țin mince. Mi-am găsit perechea, te iubesc. Am pentru ce să trăiesc. Viața vreau să o împart cu tine, și cu rele și cu bune. Mi-am găsit perechea, te iubesc. Am pentru ce să trăiesc. Viața vreau să o împart cu tine, și cu rele și cu bune. Poate că nu am fost chiar suficient de ponderat. Lucru care alții au considerat-o că am luat-o în derâdere. Dar mie îmi place să îmbin vechiul cu nou. Și pe cât de flexibil sunt în a trece de la latura tradițională la latura modernistă, asta m-a și făcut să adopt o
interpretare de mijloc. Stilul etno poate ușor să treacă spre stilul de divertisment, la limita bunului simț, și foarte ușor poate să treacă spre stilul folcloric, raportat la toate zonele țării. Și atunci, ăsta a fost, să zic, principalul motiv pentru care eu, asta și datorită faptului că mi-am dorit să reușesc în carieră. Puteam să mă agăț doar de o latură sau de cealaltă. Din punct de vedere muzical și artistic, mi-a plăcut tot timpul să evoluez, să știu muzică în general. M-a interesat și partea teoretică, m-a interesat și latura percepției psihologice a oamenilor, felul în care pot eu să transmit cuvintele, versurile. Pentru mine muzica a fost o revelație și o formă de exprimare completă. Și aveți vreo melodie cu care vă identificați? Adică când ar trebui să auzim o anume melodie, un anumit vers sau eu știu, și știm că da, acesta este Cristi Baba? E greu să definez, dar în general, prin orice melodie care este mai nouă din compozițiile pe care le realizăm împreună cu muzicienii care ne ajută să facem piesele, din punct de vedere orchestral, din punct de vedere textual, sau fie că este o melodie din scrisă cu mulți ani în urmă, care face parte din bogatul concept folcloric. Dacă te transpui și dacă cu aceste cuvinte care definesc un sens sau altul ajungi la sufletul oamenilor, eu cred că te poți identifica în fiecare melodie prin interpretare și prin exprimare. Adică poate să fie o amprentă asupra a ceea ce faci tu ca și artist. Și asta cred că este valabil pentru toată lumea. Deci dacă te dedici și dacă momentul în care ești ascultat, oamenii te percep ca o etichetă, asta face diferența de fapt. Ați spus mai devreme că vreți ca alții să spună despre dumneavoastră anumite lucruri și nu vreți să vă lăudați sau să vă comparați. Dar eu insist să vă întreb, cum ar suna un titlu de primă pagină despre Cristi Baba? Cum ar trebui să sune? Acum, de curând, am primit un comentariu pe Facebook undeva. Am fost la o emisiune unde s-a filmat și am lansat câteva poze pe Facebook. Cineva care pleca din țară și care m-a cunoscut cu niște ani în urmă, probabil la petrecerile la care am participat, mi-a zis că am rămas tot vesel și așa cum mă știe. Cred că asta mă caracterizează. Cu toate că evenimentele prin care am trecut în viață m-au făcut și uneori să nu mai fiu atât de entuziasmat. Dar m-am regăsit foarte repede și cred că asta mă definește pe mine. Deci, orice înseamnă Cristi Baba ca și persoană, înseamnă bucuria de a trăi, bucuria de a fi în preajma oamenilor, bucuria de a cânta, de a interpreta. Ați spus că ați avut greutățile vieții, mă gândesc că nu a fost foarte ușor nici în carieră. Cum a fost familia? A fost un sprijin? A fost de acord cu toată povestea asta? Întotdeauna am fost sprijinit. Dar am fost mai sprijinit în momentul în care eu am decis că dacă prin ceea ce fac eu obțin succes, atunci cei din jur vor vedea că merită efortul și merită dedicația mea. Și automat, la toate nivelele, toți cei din jurul meu au beneficiat de faptul că eu m-am simțit bine, de faptul că am reușit să am bună stare, de faptul că
Ușor nu este, fiindcă dedicându-te carierei artistice, lipsești de la evenimente din familie, lipsești de la momentele sociale în care trebuie să fii prezent la alte evenimente a prietenilor, a rudelor. Însă consider că am fost sprijinit și înțeles. Cred că toate se întâmplă din iubire și de dragul frumosului. Este un sacrificiu suprem, să-i spunem, pe care l-ați făcut pentru muzică. Ați sacrificat ceva anume de care oarecum vă pare rău acum? Nu o să-mi pară rău niciodată. Îmi pare rău doar pentru ce n-am apucat să fac. În fiecare moment încerc să fac tot ceea ce este mai bine. Uneori mi-aș dori să le pot îmbina pe toate. Da? Este aproape imposibil să poți să acoperi toate câte se cer. Însă e ușor și la îndemâna oricui să prin ceea ce face într-un mod plăcut să parcurgă clipele vieții. Trecutul uneori mai zăbovesc pe amintiri, dar nu mă prea interesează, fiindcă ce s-a dus, s-a dus. Viitorul nu știm niciodată când va fi, așa că pentru mine foarte important este clipa și momentul în care stau de vorbă cu un om. Se poate trăi doar din muzică, din ceea ce faceți dumneavoastră? Se poate trăi, este o meserie foarte frumoasă, este o meserie. Practic, muzica unește tot ceea ce oamenii și-au dorit dintotdeauna. Unește sentimente, unește legăturile între oameni și atunci când faci ceva din plăcere și te dedici vocației tale, automat ești recompensat. Dincolo de toate astea, ține de felul în care știi să-ți gestionezi mai mult sau mai puțin. Deci trebuie să fii un om cu coloană vertebrală, trebuie să fii un om ponderat. Viața te încearcă cu multe. Mai ai căderi, mai ai tentații, mai ai de toate, dar dacă știi să fii gospodar și să știi să împarți bănuții sau veniturile, câștigurile, în așa fel încât să poți să îmbini și plăcerea și bucuria de a trăi și o mică asigurare pentru viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat, eu cred că ține de fiecare dintre noi. Dar dacă știi să faci asta, atunci muzica, după părerea mea, este unul dintre lucrurile sau una dintre meseriile care te ajută cu foarte mare ușurință să realizezi. Eu așa am putut să cresc. Am plecat de la puțin, am plecat prin muncă, am plecat prin muzică și am ajuns să am o carieră, am ajuns să am satisfacții, am ajuns tot de datorită muzicii. Nu, este imposibil. Și dacă se întâmplă acum sau în viitorul apropiat sau mai îndepărtat, datorită schimbărilor, datorită faptului că apar generații care mai devreme sau mai târziu ne înlocuiesc, eu cred că muzica niciodată nu va dispărea din sufletul celui care o interpretează, fie că mai are beneficii financiare din aspectul ăsta, fie că nu. Azi veselie, tot
tot așa să fie, fără supărare, bani la buzunare. Azi veselie, tot așa să fie, fără supărare, bani la buzunare. Sus paharul peste cap, că doar nu ne-am îmbătat, la 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 la. Dacă-i gol, îl umplem iară, să bem până mâine seară, la 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 la. Beau răchia toată, vreau să facem lată. Cu precindă fală, eu beau asta sară. Beau răchia toată, vreau să facem lată. Sus paharul peste cap, că doar nu ne-am îmbătat, la 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 la. Dacă-i gol, îl umplem iară, să bem până mâine sară, la 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 la. Până de-n păspace, cu vrecinii mei, ce petreci cât vrei. Sus paharul, frate, până de-n păspace, cu vrecinii mei, ce petreci cât vrei. Sus paharul, peste cap, că doar nu ne-am îmbătat, la 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 la. Dacă-i gol, îl umplem iară, să bem până mâine seară, la 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 la. Hai da, nu mai sta, că trece noaptea. Hai da, mai cu foc, să jucăm un joc. Hai da, nu mai sta, că trece noaptea. Sus paharul, peste cap, că doar nu ne-am îmbătat, la 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 la. Dacă-i gol, îl umplem iară, să bem până mâine seară, la 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 la. Activitățile extra pe care le aveți în afara vieții artistice? Știu că aveți un local, spuneți-ne mai mult. Am reușit să conectez toate aceste lucruri dintre ele. Nu a fost ușor, destul de greu, dar cu sfaturile unor prieteni care la momentul în care au putut să-mi fie aproape și să mă îndrume spre ceva mai consistent. Adică să mă gândesc puțin și la viitor, nu numai la frumusețea momentului. E frumos să te simți bine, e frumos să câștigi bani în fiecare zi, e frumos să... Dar niciodată nu poate să fie la fel. Nu ai de unde să știi ce se întâmplă peste un an, peste 5, peste 10. Așa că la momentul în care mi s-a sugerat, mi-am deschis propria afacere pe care pas cu pas am reușit să o construiesc. Am avut mai multe eșecuri pe această direcție, inevitabil în lumea în care trăim, în România, cu toate problemele existente, toată lumea le cunoaște, însă muzica de fiecare dată m-a salvat, pot să zic. Și pentru mine asta a fost îmbucurător. Am avut la un moment dat dezamăgiri din partea unor oameni sau poate a fost doar percepția mea din partea unor colaboratori. Însă asta este, nu putem să fim cu toții la fel sau nu toți oamenii sunt așa cum îi văd eu. Mai am niște activități despre viitor. Activez într-o companie care se cheamă Buy Express, ce se ocupă cu criptomoneda, Hemcoin, despre Hemcoin este soră cu Bitcoin, unde sperăm că
ne va ajuta să ne îndeplinim visele la nivel artistic, ceea ce n-am putut să facem în anii trecuți prin forțe proprii, să ne finanțăm spectacole sau să putem să avem propria noastră industrie, așa cum se întâmplă în străinătate. E ușor visător că lucrurile se pot schimba și transforma în bine dacă mergi pe mai multe direcții. Ați spus de local. Cum se numește? Spuneți mai multe despre el. Ce aduce el nou în Timișoara? De cât timp îl aveți? Cum funcționează? Este vorba de restaurantul Everytime. De la începuturi a fost Everytime. Foarte greu a fost să păstrez acest brand și să-l pot asocia cu mine ca și persoană fizică, Cristi Baba. Deci am întotdeauna am căutat să păstrez această latură a mea veselă și de bună dispoziție, conectată cu oamenii care m-au vizitat pe mine. Am observat în anii trecuți că pe oriunde mă duceam să cânt, oamenii veneau cu drag să mă asculte, făceau rezervare. Și când am avut posibilitatea să am propriul meu local, am căutat prima dată să caut să-i mulțumesc. Sigur, oamenii mai vin, mai consumă alcool, ușor se modifică ca și comportament, dar eu întotdeauna am încercat să le port grija, să-i fac să se simtă bine. Să fiu acolo. Oamenii în general când vin în preajma muzicii, vor să refuleze, vor să scape de griji, vor să scape de... Deci, principala mea grijă a fost în tot acest concept Everytime și modul în care am căutat să-l dirijez a fost ca oamenii să se simtă bine. Și am căutat să ofer servicii cât mai complete. Nu e ușor, fiindcă întotdeauna trebuie să fii competitiv pe piață și la nivel de business și la nivel de competiție cu alte branduri existente. Dar cred că am reușit să păstrez liniște în jurul meu și să îmi impun respectul pentru cei care doresc să vină să se distreze și să se simtă bine. Deci ăsta este singurul lucru care cred că nu multe locuri în Timișoara pot să-l asigure. Sunt în permanență în mijlocul oamenilor, în permanență mă odihnesc din mers, ca să zic așa, dar sunt prezent în propria mea afacere și alături de oamenii care vin. Nu știu, acum echipa mea de lucru este mai mare. Mai sunt și alți colegi de-ai mei soliști cu care fac echipă, instrumentiști. Suntem destul de mulți în acest concept. Evident, da. Eu vreau să cred că sunt cel care a determinat acest flux de oameni și că faptul că se știe că sunt aici, chiar dacă numai pentru un zâmbet sau pentru prezență uneori, nu apuci în câteva ore de program, 5 ore, 6 ore, 7 ore, să faci prea mare lucru pentru ei, pentru cei care vin exclusiv pentru tine, dar prin ceea ce facem împreună, noi toți artiștii care facem parte din acest grup interpretativ la nivel de restaurant Everytime, dirijăm totul cam spre același brand, spre ceea ce înseamnă, ceea ce am vrut să construiesc ca și imagine, ca și atracție. Și la final vreau să vă întreb, spuneați și de viitor, spuneați și de vise, unde se vede Cristi Baba peste 15 ani de acum încolo? Peste 15 ani aș vrea să mă văd cu toate proiectele pe care le-am început cu ani în urmă și pe care nu am reușit din considerente financiare să le duc la îndeplinire. Aș vrea să mă văd pe o insulă proprietarul ei și să pot să
să fac muzică doar din plăcere, să pot să-mi permit să interpretez sau să ofer oamenilor, fără să mai fiu nevoit să fac compromisuri doar pentru a câștiga ceva în plus din latura muzicală. Asta mi-aș dori eu, să pot să finanțez un spectacol, să pot să fac unele acte de caritate, dacă pot să îi ajut și pe alții. Adică asta mi-aș dori. Mi-ar asigura și mie, la rândul meu, liniștea și să se termine cu toate frământările lăuntrice și tot ceea ce este legat de partea financiară. Și în altă ordine de idei, până la urmă, viața înseamnă să o trăiești. Aveți ceva proiecte pe care ar trebui ca lumea să le știe? Eu în fiecare zi caut să fac câte ceva. Începând de la această clipă și acest interviu pe care doresc să-l trimit la sufletul oamenilor, cei care mă cunosc mai mult sau mai puțin, în virtutea inerției n-am avut timp să stau prea mult de vorbă cu prietenii, cu oamenii, cu fanii mei. Nu permite timpul. Cântăm și ne vedem de treabă, fiecare. Să mă gândesc la mai mult. Am niște piese în lucru, o să le finalizez, o să le filmez, clipuri. Pe măsură ce sunt gata, nu pot face mult dintr-o dată, fiindcă suntem condiționați, cum am zis. Dacă aș putea să evoluez mai repede și să pot să-mi permit să-mi finalizez aceste proiecte, evident că mi-aș face o constanță în a face ceva. Vă mulțumesc tare mult și ce am putut. Eu vă mulțumesc. Toate visele să vi se îndeplinească. Asta îmi doresc. Mulțumesc.